Salutare, dragilor, și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi vom discuta despre adunarea și scăderea numerelor naturale. Orice număr natural poate fi scris ca sumă sau diferență de două numere naturale. De exemplu, 7 egal cu 3 plus 4, unde numărul 3 și numărul 4 reprezintă termenii adunării, iar rezultatul reprezintă suma acestora. Același număr 7 este egal cu 9 minus 2, unde 9 reprezintă descăzutul, 2 scăzătorul, iar rezultatul 7, restul sau diferența. Adunarea numerelor naturale este comutativă, adică schimbând locul termenilor, rezultatul adunării nu se modifică. A plus B egal cu B plus A, Exemplu, 4 plus 25 egal cu 25 plus 4 egal cu 29. Adunarea este asociativă, ceea ce înseamnă că la sume de cel puțin trei termeni putem grupa oricum termenii. Numărul 0 este element neutru, adică, adunându-l cu orice număr natural, nu se modifică rezultatul. Trebuie să reținem că scăderea nu are aceste proprietăți pornind de la relația de egalitate sau inegalitate, prin adunarea sau scăderea aceluiași număr la ambii membrii, se păstrează semnul. Vom aplica proprietățile amintite în următorul exemplu. Numerele naturale A și B verifică relațiile A plus B egal cu 20 și 2A plus 3B egal cu 55. Determinați numerele x egal cu a plus 7 plus b plus 2 și y egal cu a plus 2b. Aplicând asociativitatea adunării, desfințăm parantezele. Aplicăm apoi comutativitatea și obținem x egal cu a plus b plus 7 plus 2. Din nou aplicăm asociativitatea și înlocuim a plus b cu 20 determinând astfel valoarea lui x egal cu 20 plus 9 egal cu 29. Pentru calculul lui y scădem cele două egalități. Precizăm că atunci când scăzătorul este scris sub forma unei sume, putem scădea din descăzut pe rând termenii sumei. Obținem a plus 2b egal cu 35. Folosind proprietățile adunării, se poate demonstra formula utilă 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus n egal cu n pe lângă n plus 1 împărțit la 2. Formulă cunoscută sub numele de suma lui Gauss. Notăm cu S această sumă pe care o scriem din nou aplicând comutativitatea. Adunăm cele două egalități și obținem 2S egal cu n plus 1 plus n plus 1 plus puncte, puncte, plus n plus 1, având n termeni. Împărțim relația la 2 și obținem S egal cu n ori n plus 1 împărțit la 2. În următoarele exemple aplicăm formula lui Gauss. S1 egal cu 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus 200, unde n egal cu 200. Deducem S1 egal cu 200 ori 201 împărțit la 2 egal cu 100 ori 201 egal 20.100. S2 egal cu 201 plus 202 plus puncte puncte plus 500. Pentru a folosi formula lui Gauss, completăm suma S2 cu termenii lipsă obținând suma S3 egal cu S1 plus S2 egal cu 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus 500. S3 egal cu 500 ori 501 împărțit la 2 egal cu 250 ori 501 egal 125.250. Deducem că S2 egal cu S3 minus S1 egal cu 125.250 minus 20.100 egal 105.150. Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă las să vă gândiți la următoarele probleme.